Tudorița Prună, de 61 de ani, și concubinul acesteia, Constantin Marinoiu, de 43 de ani, au fost omorâți aseară cu sânge rece de fiul bătrânei. Totul s-a produs pe fondul consumului de alcool și al geloziei. După mai multe ore de audieri, Tudorel Prună, în vârstă de 21 de ani, și-a recunoscut vina. Ce ai făcut? Ce ai omorât ai mama? Ce ai făcut? I-ai omorât pe amândoi? De ce ți-ai omorât mama? Regret fapta? I-ai lovit cu toporul? Și-a omorât mama și concubinul acesteia. Motivul crimei? Motivul deocamdată nu-l cunoaștem, probabil gelozia sau a surprins pe mamă și pe concubin dezbrăcați, a aplicat multiple lovituri cu un topor atât mamei cât și concubinului acesteia. Am pus de tot două cadavre cu traumatisme craniene, el are capul zdrobit. V-ați putut da seama cu ce au fost loviți? Da, se pare că un topor care a fost găsit în spatele casei. Vecinii au rămas șocați pentru că nu se așteptau ca între cele două victime să existe o relație amoroasă, mai ales că erau și rude apropiate. Era sânge, răvășit, haine. Le-a povestit cum a făcut? A spus totul, da. Ce a spus? Păi cum a făcut, cum i-a lovit fiecare în parte. Cunoscuții știau că nepotul venea frecvent la bătrână să o ajute la treburile gospodărești. Asta e pe fondul consumului de alcool. Un băiat care mai venea pe ce și-o ajuta la treaba asta, Mirel, care... Ați auzit ceva? Nimic, certuri. Domne, nimic. Asta noapte, toată noaptea, liniște ca niciodată. Ei se mai certau, se mai băteau. Tatăl concubinului povestește cu lacrimi în ochi că bătrâna i s-a confesat la un moment dat că fiul ei o bate și chiar a vrut să profite de ea, dar nu a spus niciodată că avea o relație cu nepotul ei. A spus că omar, a vrut să o mai omoare pe mamă sau odată. A vrut să o mai omoare? Sigur că a vrut, a strâns-o de gâtă, a avut probleme mari cu mama sa. Și a venit ea și mi-a spus mie, unchiule, face, uite, vrea să mă omoare, ce eu n-am decât să plec de acasă. Și am zis, lasă-mă că suntem noi aceia, cum să te omoare. Găsârul poate dormin, o fi băut. Și băgă cuțitul ei. Și omul Trupurile neînsuflețite ale celor doi concubine au fost transportate la serviciul de medicină legală.